În perioada ianuarie-martie anul acesta s-a desfășurat concursul Book Trailer Film Festival. Festivalul internațional se află la cea de-a 14-a ediție, la care România este partener. Festivalul reprezintă un prilej de a se discuta despre literatură și despre modurile în care aceasta poate fi promovată prin limbaj cinematografic. Anul acesta, în concursul rezervat școlilor gimnaziale și liceale, au participat și două eleve de la Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung. Este vorba despre Sofia Timariu și Irina Boboc din clasa a șasea, care au reușit să obțină premiul 2 cu book trailerul realizat după romanul fantastic Școala pentru bine și rău a scriitorului Soman Chainani. Creat de Liceul Științific a Calini din Italia în 2007, festivalul a devenit european în 2017 prin implicarea mai multor școli partenere într-un program Erasmus. În anul 2018 a fost inclusă și o secțiune pentru elevii de gimnaziu, an în care România a participat în calitate de invitat.